Bun găsit tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din seria intitulată Derbiul etapei, în care jucăm cele mai tare meci a etapei din Liga 1, îl simulăm în PES 2017. De data aceasta avem față în față Viitorul Constanța și Steaua București, echipe de pe primele două locuri din Liga 1. Eu voi controla Steaua de această dată, pentru că v-am promis că îi voi controla și pe jucătorii antrenați de Laurențiu Recamp. Haideți să vedem mai întâi loturile celor două echipe. Pentru Viitorul, în atac, Chițu Morar și Iancu, la mijloc Purece Roșu și Nedelcu, iar fundaș Ganea, Bolițăru, Benzar și Râmnicianu. Goalkeeper, de partea cealaltă, Laurențiu Recamp, îi trimite în teren Peniță, Momcilovici, Tamaș, Bălaș și Apleașcă, la mijloc Boldrin, Achim și Pintiliș, în atac Alibec, De Amorim și Iaculis. Sper să fie un meci interesant, fraților. Haideți repede să reglăm și echipamentele, că noi vom juca în alt pentru a nu ne diferenția și să înceapă partida. Și nu uitați să spuneți în comentarii dacă mai aveți episoade de acest gen. Vor apărea săptămână de săptămână episoadele din această serie. Vom juca cele mai tare meci ale etapei. Ne aflăm pe arena din Ovidiu, meci încins de această oră. Viitorul lui Gheorghe Hagi încearcă imposibilul, încearcă să o învingă pe Steaua pentru prima dată după 5 ani de zile. Să vedem ce va ieși. Este un duel foarte important. Echipa care învinge astăzi va fi pe primul loc la finalul etapei din Liga 1. Începe Viitorul în forță, însă pierd balonul. De Amorim pasă pentru Achim. Achim încearcă o pasă, însă Boli e atent. Iancu, Gabi Iancu, îl vede pe Morar. Morar, jucătorul cu numărul 11, îl vede foarte bine pe Ganea. Cristi Ganea avansează pe flanc, iată pe Ganea rapid. Ganea foarte determinat și de la Viitorul pasă, încearcă un călcâi. Iancu însă este depostedat. Bine, iată acum pe Alibec. Alibec îl vede pe Iacolis. Iacolis avansează. Iacolis îl vede pe Alibec avansând. Alibec primește balonul, însă este bine blocat acolo de un fundaș al Viitorului. Iată din nou pe Iacolis, o recuperare bună. Pasă la Pleașcă. Pleașcă la Boldrin. Boldrin, brazilianul întoarce la Pintili. Pintili la Momcilovici. Momcilovici din nou pentru Pintili. Pintili îl vede foarte bine pe Boldrin. Pasă pentru Achim. Achim e liber, însă Fanionul este ridicat de la margine. Se pare că asistentul a văzut o urmă de offside. Decizie corectă a tușierului și trupa lui Gheorghe Hagi scapă bazma curată la o fază foarte bună construită de Steaua lui Recamp. Atât acum pe Purece. Viitorul încearcă să construiască, însă din nou sunt deposedați foarte ușor. Alibec este pasă pentru William De Amorim. De Amorim avansează. De Amorim pe flanc. Ce va centra. Este însă bine blocată acea fază și mingea ajunge la Momcilovici. Momcilovici pentru Denis Alibec. Alibec încearcă să se întoarcă. Încearcă o fentă, nu reușește. Nedelcu recuperează excelent. Chițu acum pentru Purece. Purece o pasă excelentă pentru Morar. Morar însă Niță intervine. Este omul potrivit la locul potrivit. Florin Niță. Din nou cei de la Viitorul obțin un corner până la urmă. Este blocat acel șut. Corner pentru Viitorul Constanța. Iancu va centra. Gabi Iancu trimite în careu. Niță iese eronat. Șansă mare pentru Viitorul. Vlad Morar trimite peste poartă, însă nu reușește să profite de gafa lui Niță și rămâne 0-0. Însă nu, iată, este din nou corner. Se pare că Niță a deviat acel balon. Din nou corner. Iancu concentrare. Din nou apar la finalizare băieții lui Hagi, însă din nou puștii regelui sunt foarte aproape de a marca. Mingea nu prinde nici de această dată cadrul porții. Tamaș îl vede pe Momcilovici. Momcilovici la Boldrin. Boldrin pentru De Amorim. De Amorim pentru Alibec. Din nou De Amorim. De Amorim are mult spațiu de manevră. Va încerca o centrare. Trimite centrarea care e Iacolis acolo, însă sare pe sub minge Iacolis și rămâne 0-0 între FC Viitorul și Steaua București. Neluț Roșu. Pe Roșu. Vede pe Chițu. Viitorul este foarte, foarte determinat în acest început de partidă. A avut dreptate Hagi. Chiar își doresc foarte mult o victorie după atâtea ratări. Însă iată la cum pe Alibec scăpând liber. Pas la De Amorim. De Amorim la Boldrin. Boldrin nu mai reușește însă să șuteze. A fost o combinație frumoasă între foștii jucători ai Stelei, însă terminată cu o nouă respingere bună a jucătorilor Viitorului. Iată la cum pe Chițu. Aurelian Chițu pasă pentru Iancu. Iancu driblează. Iancu o centrare. Este bine blocată. Iancu. Iată la cum pe
Iată Piqué de la Viitorul atacând, ce este 1-0. 1-0 Viitorul Constanța. Deschid scorul băieților Gheorghe Hagi. Vlad Morar profită de o incertitudine defensivă a Stelei și iată gazdele trec în avantaj. Trec în avantaj gazdele, un gol total neașteptat de nimeni, o greșeală mare de tot în defensiva noastră și iată cum Steaua este pusă în dificultate. Steaua este pusă mai în dificultate în aceste momente. Lui Reghe pare să nu-i vine să creadă. Steaua lui nu mai conduce, este condus în acest moment cu 1-0. Să vedem replica Stelei. Boldrin pentru Alibek. Alibek cu capul, gol! Steaua! 1-1, Denis Alibek reacționează imediat și egalează situația. Iată reacție promptă a vicecampioanei României, fază superbă, fază superbă lucrată de Alibek și de Boldrin. Mi s-a părut aici, iată pasă frumoasă lui Boldrin, Alibek pune capul la bătaie și îl învinge fără probleme pe Râmnicianu. 1-1, meci nebun pe arena de la Ovidiu, este clar, avem un meci de 5 stele astăzi. Ambele echipe luptă pentru victorie și avem un meci spectaculos. Tot pe Alibek, îl vede pe Achim, Achim pentru Iacolis. Iacolis încearcă o pasă, însă este blocat bine Iacolis. Steaua pare că a prins mult curaj după golul marcat. Viitorul pare demoralizat total, nu se așteptau băieții lui Hagi să fie atât de repede egalați de Steaua. Se anunță însă o repriză secundă mult mai interesantă decât aceasta, pentru că ambele echipe vor vrea să câștige. Pauză la Viitorul. Pe 45 de minute, 1-1, Viitorul Constanța, Steaua. Începe partea secundă la Ovidiu. Ne-am întors din studioul DigiSport, unde Vali Moraru și invitații să i-au vorbit despre fazele cele mai importante ale primei reprize. Iată la cum pe Boldrin. Boldrin încearcă să șuteze. Achim. Achim încearcă o centrare, nu iese și până la urmă balonul este trimis departe. Bălașa încearcă acolo să facă ceva și face bine. Iată pe Boldrin din nou. Boldrin deposedat. Viitorul încearcă să-și depună candidatura la victoria de astăzi. Tamașin s-a atent. Iată acum se încearcă o pasă la Oelean de Amorim. De Amorim e pregătit să preia balonul, însă din nou se apără foarte bine Viitorul. Purece. Purece o pasă. Alibek. Alibek e blocat bine. Țiru. Boli. Boli. Țiru din nou. Iată-l pe Țiru. Foarte bine pentru Boli. Boli la Iancu. Iancu. Iancu pasă pe diagonală pentru Purece. Purece a plecat. Momcilovici. Momcilovici acolo. Nedelcu. Morar. Tot pe Morar. Morar trece bine și se dă fault. Se dă fault pentru Viitorul Constanța, cred. Sau pentru Steaua. Vom vedea imediat cine pe cine a faultat. Se dă fault pentru Viitorul. Lovitură liberă periculoasă pentru trupa lui Giga Hagi. Nedelcu încearcă o centrare. E atent Momcilovici. Și Steaua poate pleca pe contraatac. Denis Alibek. Blocat foarte bine Alibek. Foarte bine a fost ținut astăzi Alibek. Nu o prea a putut mișca în front, însă la singura fază la care a fost pierdut din marcaj a reușit să marcheze. Tot pe Tamaș. Tamaș foarte sigur. Pentru Bălașa. Bălașa pentru Pleașcă. Pleașcă pentru Iacolis, însă Iacolis pierde balonul. Steaua în continuare caută acel gol al egalării, însă al victorii, însă iată pe cizea Viitorul atacând, cează importantă și în aceste momente Laurențiu Reghecamp va face modificările de rigoare, va intra Florin Tănase și va intra și Edi Nioere, intră și Edi Nioere la echipă, plus de asemenea Ovidiu Popescu, omul momentului în Liga 1, va intra și el. Steaua are nevoie poate de o lovitură liberă de maestru al lui Ovidiu Popescu. Se efectuează acum cele trei schimbări. Vedetele Stelei intră pe gazon. Să vedem dacă noi veniți vor face mai mult decât cei care de-abia au ieșit de pe teren. Iată-l acum pe Deamorim încercând o combinație cu Nioere. Le este steliștilor. Deamorim este în poziție de centrare. Nu există să centreze. Centrare. Florin Tănase sare pe suminge și este o șansă importantă. Roșu. Neluț Roșu. Tănase apare de nicăieri, aproape să recupereze balonul. Iată-l pe Nuere, se încurcă pentru o secundă francezul. Până la urmă își revine Boldrin, înapoi Nuere. Pasă pentru Tănase. Tănase vine cu o centrare, centrarea nu era, o strână de cap, scoate portarul Nuere
Nu era din nou gol! Steaua! Edi Nyore face 2-1 pentru gruparea roșie-albastră. O fază încălcită, o fază foarte, foarte încălcită. Vedem încă o dată centrarea lui Tănaste, lovitură de cap de Amorin, scoate portarul. Balonul la Angela Nyore, care după ce bâlbâie balonul până la urmă reușește să-l împingă în plasă. 2-1, iată trupa lui Regecamp își demonstrează plusul de experiență în fața puștilor lui Hagi și prea conducerea pe tabelă aici la acest scor. Steaua este din nou liderul ligii întâi. Ce meci nebun avem, doamnelor și domnilor, pe arena din Ovidiu. Și iată că faza încă nu s-a terminat, s-a terminat tot pentru acest meci. Pasă pentru Deamorim, Steaua vrea mai mult. Deamorim cu latul, șansă mare, Steaua, șansă mare de tot. William Deamorim aproape să închidă meciul, însă încă o dată își demonstrează forma mai slabă prin care trece William Deamorim. Vedem și la această fază, m-aș fi așteptat să îl învingă pe Râmnicianu, însă șutul să se duce doar alături și rămâne scorul intact. Râmnicianu, Nedelcu aproape să greșească, nu era în pressing foarte bun. Viitorul încă n-a pierdut această partidă, iată pe Chițu. Foarte bine se depozita Chițu de Bălașa pentru Deamorim. Deamorim îl vede pe Edi Nyore, oare va primi pasa Nyore? Nu primește pasa Nyore. Deamorim pentru Pureci, acum este Benzar încearcă o verticalizare perfectă, această verticalizare, însă pasa aceea nu a fost cea mai grozavă. Florin Tănase vede pe Edi Nyore, Steaua poate să închidă partida acum. Edi Nyore însă cred că era în offside de Edi Nyore, pentru că ba nu, nu era în offside, nu mi-explicam de ce evită balonul, se pare că nu era în offside. De atât centrare, nu era centrarea, lovitură de cap în plasta laterală. Florin Tănase dorește să demonstreze în această partidă că a meritat să se transfere la Steaua. A făcut un meci bun și Tănase. Suntem aproape de finalul partidei de la Ovidiu și Steaua se apropie de o nouă victorie care o va propulsa pe primul loc în Liga 1. Tăl pe Nedel cu Chițu pasă pentru Vână. Minutul 90 în continuare, mai este timp pentru o fază a celor de la Viitorul. Nedelcu, șut, prinde Niță, salvatorul stelei Florin Niță, însă nu aruncă convingător de la margine. Mai e timp pentru o fază, Bălașa acolo și este final de meci pe arena de la Ovidiu. Viitorul pierde, deși acum nu scunul la 0, pierde datorită golurilor marcate de vârfurile de atac de Denis Alibek, respectiv Edi Nyore. Cam atât, stimați telespectatori, pentru această partidă. Am fost Digi Football, predau legătura în studioul Digi Sport, unde Vali Moraru vă așteaptă cu invitații săi pentru a analiza reacțiile celor doi antrenori, dar și ale jucătorilor după această partidă. O seară frumoasă, la revedere!